40 alinea 3 din legea 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare, a fost convocați în ședință ordinară lunară prin dispoziția domnului primar numărul 87 din 7 iulie 2017. Din consultarea condiciei de prezență rezultă că sunt prezenți 9 consilieri, absentând doamna consilier Grigore și domnul consilier Pedro. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Mai întâi vă spun bun venit, atât pentru cei care formați deliberativul comunei, este într-adevăr un moment de deliberare important, interesant, cât și colaboratorilor din primărie. Bun venit de asemenea televiziune. De obicei, așa pentru detenționare, există într-adevăr o oarecare tensiune naturală. Nu cred că este neapărat nevoie să facem legătura între eventuala tensiune generată de ordinea de zi. Este un fenomen natural. Mai degrabă aș putea spune de subiectele, mă refer atât la partea de informare, de evaluare care ține de managementul intern din administrația locală, n-am spus neapărat din primărie, cât și partea care ține de cariera funcționarilor publici. O să reamintesc ordinea de zi propusă deliberării și prezentării publice la ședința ordinară a Consiliului Local de astăzi. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului Comunei Bogdănești de trimestrul al doilea, inițiator subsemnat. Punctul al doilea. Și vă propune tot un proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Bogdănești, de pe Bacău, inițiator, subsemnat. Punctul al treilea propune un proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primăriei Comunei Bogdănești pentru anul 2018. Inițiator, subsemnat. La punctul al patrulea, un raport privind situația gestionării bunurilor din domeniul public și privat al Comunei Bogdănești pentru anul 2016, care am obligația să-l prezint conform legii administrației publice actualizate. La punctul al cincilea, un raport cu privire la activitatea desfășurată de asistență personală pentru persoane cu handicap pe semestrul 1-2017, prezintă doamna Sudară. Ceva asemănător la punctul al șaselea, o informare cu privire la starea lucrărilor de completare a datelor în registru agricol pe semestrul 1-2017, prezintă doamna Bursuc Rodica. Punctul al șaptelea, dacă vor fi, solicitarea adresată de Consiliul Local Bogdănești. Mai sunt intervenții în legătură cu ordinea de zi înainte de a o supune aprobării. Nemai fiind, supun la vot ordinea de zi anunțată. Cine este pentru? Mulțumesc pentru unanimitate. O să trebuie la care avem privitor la funcționarea Consiliului Local. Nu-mi rămâne decât să invit președintele de ședință, probabil pe 3 luni sau da, pe 3 luni, domnul Veroni, după cât știu. Preia conducerea ședinței, doresc succes. Vă mulțumesc, domnul primar, mulțumesc colegilor. Înainte de a trece la primul
punct. Rog pe domnul secretar să prezinte, să supună la vot procesul verbal în ședința anterioară. Vă consult. Dacă prima în procesul de verbal, iată ședința de 28 iunie 2017, cum ar competența sau observații? Dacă nu supun la vot procesul verbal, iată ședința ordinară de 28 iunie 2017, cine este drept? Da. Trecem la primul punct, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului UAD Bogdănești pe trimestrul 2, 2017, inițiator domnul primar. Dăm cuvântul domnului primar. Aprobă toată lumea, deci în momentul ăsta în care formați deliberate cu comunei, aveți deja precedente, chiar și cei care au devenit consilieri la primul mandat în urma legii locale ale anului trecut, din 2016. Știți ce semnificație are acest moment, nu fac decât să reamintesc câteva dintre acestea. În primul rând este vorba de un document fundamental pentru administrația locală, bugetul comunității, cu cele două părți structurale, partea de venite și partea de cheltuieli, și cu cele două secțiuni, reamintesc, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare, ambele având semnificația lor și importanța deosebită. Se spune că un buget trebuie să îndeplinească ca și condiție de bază echilibru și la modul teoretic, din punct de vedere financiar, dar și din altă perspectivă. Am un proiect de hotărâre pe care vă propun mai întâi și apoi considerații care trebuie să-mi aparțină, conform legii, în ceea ce se numește documentul pe care l-ați consultat, deja ieri pe comisie, expunerea de motive și explicațiile de rigoare în acest caz. La primul punct al proiectului de hotărâre, propun să se aprobe execuția bugetului local pe trimestrul al doilea al anului 2017, conform anexelor pe care le cunoaște 12 și 13, care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare, primarul comunei și domnul Răcăuțeanu Romelea, consilier, vor duce la îndeplinire hotărâre. Și articolul al treilea, secretarul comunei Bogdănești, domnul Înțeleg Vasile, va comunica hotărârea compartimentului financiar contabilitate primarului comunei Bogdănești și instituției prefectului județului Bacău. Probabil sunteți în temă cu baza legală acestui proiect de hotărâre, care ține de legea finanțelor publice locale, modificată și completată printr-o ordonanță de urgență. Vă reamintesc, ordonanța 63 din 2010, este vorba de articolul 49, alineatul 12, care spune că la 3 luni trebuie prezentată pentru respectarea principiului transparenței pentru cei interesați, în ședință publică pentru dezbatere și aprobare, de aici rostul hotărârii de Consiliu. Ca și aspecte relevante ale evoluției bugetului, ele sunt pe undeva similare trimestrului al doilea, din anul sau din anii precedenți, dacă vreți. Adică în această etapă a executei bugetare, pe partea de venituri, procentele sunt, la modul teoretic, bune, să spunem. Atât în ceea ce privește realizarea veniturilor proprii, acolo ați văzut că avem un procent, dacă l-ați reținut, e cu 81. În ceea ce privește
veniturile în totalitatea lor, am un pic mai bine, 88, după câte îmi amintesc. Aici creșterea procentului a fost determinată de sumele care vin, intră automat în buget. Este vorba de sumele din taxa pe valoare adăugată sau chiar sumele care vin din cotele defalcate, din așa numitul impozit pe venit, care ne vin de la administrația financiară. Deci ele se colectează din teritoriu și ne sunt repartizate la început de trimestru, după câte știu, sau început de lună. Se păstrează aceeași caracteristică pe care am constatat-o în analizele precedente, repet, la cea similară în curs. Pe partea de cheltuieli, nu reușim să cheltuim cât avem planificat, dar nu din cauza noastră. Asta țin pur și simplu de macrosistem. Ca dovadă, noi avem sume importante, credite alocate pe investiții, la drumuri și așa mai departe, că astea au o valoare mai mare. Și am mai făcut niște comentarii pe care nu le mai amintesc și cu ocaziile precedente. Aici, ca speță, în mod concret, amintesc că avem contracte încheiate de prin aprilie și unde nu a început treaba, nu din cauza noastră, din cauza constructorului. Este un comportament care nu îi onorează pe constructor, nu își respectă propria semnătură. Ei au semnat un contract, au primit un ordin de începere după ce am obținut autorizația de construire. Mai au și alte lucrări, probabil și pentru că finanțarea din sistemul național îi determină la acest comportament. Vă dau un exemplu. Finanțările pe fonduri europene, am văzut și din analizele prezentate din media, că nu stăm prea bine. Și finanțările chiar guvernamentale. Programul PNRR, unde aveți noi speranțe, deocamdată nu cred că s-a reflectat un termen relaționăm la modul persuasiv pentru a se realiza în timpul propice, care înseamnă și timp util pentru executarea unei asemenea investiții. Pe partea de funcționare, aici lucrurile s-au desfășurat în mod corespunzător și practic îmbunătățesc cheltuielile per totală execuție bugetară. Ați văzut, pe la partea de dezvoltare avem procent de bani cheltuiți, în sensul că s-a finalizat drumul de strada Ostroave, de cam 20%, prin cheltuielile de pe secțiune de funcționare se ajunge finalul la vreo 70%, după câte îmi amintesc. Este o execuție bugetară, spuneam, similară, dar de natură să ne ținem în priză, să ne ținem în gardă și asta am făcut an de an, asta facem și în momentul de față. Probabil la următoarea analiză lucrurile, în mod firesc, se vor îmbunătăți pe partea de voltare. Deocamdată atât. Da,
fiți favorabil acest proiect. Vă mulțumesc. Dacă sunt comentarii, discuți pe marginea acestui proiect. Nu spunem la dumneavoastră, doamna Cătăneu. Eu vreau să spun că, așa cum arăta și domnul primar, execuția bugetară este un aspect important de realizat și este important să se mențină un echilibru între venituri și cheltuieli. După cum am aflat și am văzut și din documente, veniturile s-au realizat într-un procent foarte bun. Ne avem și proiecte care, din păcate, se lasă așteptate în începerea lor, așa cum arată domnul primar, din cauza respectării angajamentului de către constructor. Sperăm că am trecând în a doua parte a anului, cea de-a doua jumătate, mai este încă timp să realizeze toate aceste proiecte care le-am propus. Mai dorești cineva? Atunci spunem la vot ce este pentru. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului comunei Bogdănești, județul Bacău, inițiator domnul primar. Dăm cuvântul domnului primar. Da, pentru o introducere mai puțin abruptă, o să încep cu expunerea de motive la acest proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază lunare, evident, pentru funcționare publică și personalul contractual din Primăria Bogdănești de Bacău. Doamne și domnule consilier, legea 153/2017, adică legea salarizării personalului plătit din fonduri publice, reprezintă un moment deosebit atât pentru beneficiarii direcți, adică funcționarii publici sau personalul contractual, cât și din perspectiva unei reglementări sectoriale care dobândise caracter imperativ, deci se impunea de mult. Momentul al deliberării și al deciziei, stabilirea salariilor de bază pentru cei care lucrează în Primăria Bogdănești reprezintă un moment de afirmare a principiului autonomiei locale cu determinări implicite. Așa am mai făcut comentarii și cu alte ocazii. Având în vedere aceste considerente, solicit Consiliul Local adoptarea proiectului de hotărâre în forma pe care o voi prezenta. La primul articol, propun stabilirea cu data de 1.7.2017 a salariilor de bază lunare pentru funcționare publică și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești de Bacău, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea. După aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Răcăuțeană Romelea, consilier, și doamna Toma Viorica, referent resurse umane în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. Și al treilea, care este și ultimul, după aprobare, secretarul Comunei, domnul Înțeu Vasile, va comunica hotărârea domnului Andrușcă Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, doamnei Toma Viorica, instituție prefectului de Bacău și Agenției Naționale a Funcționarilor Publice. Pentru corecta înțelegerea situației, mai fac câteva precizări. Am urmărit, în primul rând, ca ceea ce propun ca inițiator al proiectului de hotărâre să fie în conformitate cu legea. Am avut consultări formale sau informale cu cei care sunt colaboratori mei din primărie, pentru că e clar, e un subiect care stârnește în mod justificat interes. Atât în plan personal, dar fără îndoială și din perspectiva administrației publice locale. Este un moment de cumpără. Am expus câteva principii beneficiarilor, așa cum precizam, funcționare publică și contractuală. În primul rând, pe ceea ce prevede legea, evident că nu puteam să pornim împreună cu cei care au atribuții din punct de vedere tehnic,
de la fondul de salare. Am avut un fond de salare aprobat pentru exercițiu bugetar în curs. Am cheltuit cât am cheltuit până la sfârșitul lunii iunie. De la 1 iulie produce efect noua lege a salarizării, legea 153. Apoi am fost preocupat și asta am expus și colaboratorilor mei din primărie. În primul rând îmi doresc să nu scadă la nimeni salariul, mă refer la net, asta ne interesează în primul rând. Am reușit acest lucru, zic eu, pentru că împreună cu echipa tehnică care lucrează pe fondul de salarii, am respectat legea și în perioada precedentă. Am mai rămas o diferență. Din fondul de salarii care însemna vreo 3 miliarde și ceva, care a mai rămas pentru cele 5 luni, respectiv iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, că pe decembrie primim salariile în ianuarie. S-a convenit de către toată lumea că această diferență care în mod legal deci am avut dreptul să o utilizăm tot la stabilirea salariului de bază. Asta vă propun prin proiectul de hotărâre și asta urmează să deliberați și să vă exprimați pro sau contra prin vot. De comun acord, repet, cu cei care au participat la discuție, am stabilit să fie distribuit pentru toți. Uneva am semnat o creștere care am cam în urmă de ceva sunt. La punctul de demnitate publică și bibliotecară, o să ne amintesc, doamna contabilă, domnul secretar, principalii colaboratori, ceea ce domeniu, la responsabilitatea, domnul Regean. Aici au existat cuantificări statistice pe ele. Deci n-am negociat nimic, n-am schimbat nimic, am aplicat legea consecinței. Pentru funcția de demnitate publică pe care o reprezentam, în mod firesc, în aplicarea coeficientului de cel mai sus raportat la demnitatea mea care a crescut mai mult, practic se dublează demnitatea netă pe care o primit, undeva în jur de 400 de euro pe lună. Deci, acestea au fost principiile pe care le-am urmărit. Probabil dumneavoastră v-ați cunoștit și de legea care începe să producă efecte. Am invitat în mod firesc pe toți colaboratorii din primărie. Deci suntem între noi, cu alte cuvinte. Cine are ceva de spus, poate să spună. E un proiect. Proiectul înseamnă ceva definitiv, nu? Atât. Domnul președinte. Da, comisia numărul 1, cu toată aveți favorabil acest de proiect. Vă mulțumesc. Da. Și comisia juridică, comisia numărul 3, același lucru aveți favorabil acestui proiect. Dacă sunt comentarii, vrea să ia cineva cuvântul. Atunci să punem la vot proiectul. Cine este pentru? Vă mulțumim. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2018. Inițiator, domnul primar. Dăm cuvântul domnului primar. Noutate absolută. Și anul trecut am aprobat planul de ocupare a funcțiilor publice. Deci mai rămân funcțiile contractuale. E bine de reamintit. Pentru anul 2017, de acum îl aprobăm.
pentru 2018. Probabil, la nivel național, se va realiza un document sinteză. Nu facem decât să respectăm legea, respectiv legea care înseamnă statutul funcționarilor publici, plus normele privind dezvoltarea carierei funcționarilor publici. Funcționarea publică au un statut stabilit prin lege. Nu știu dacă putem spune foarte clar și foarte mulțumitor, dar are o bază legală. Atât în ceea ce privind drepturile și obligatele, cât și dezvoltarea carierei. Practic, el este identic cu cel de anul trecut, a văzut în anexe. Așa că nu rămâne decât să-i dau cedere proiectului de hotărâre. La primul articol, propun aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului Comunei Buzdărie pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea, după aprobare, hotărârea urmează să fie dusă la îndeplinire de către doamna Toma Viorica, referent resurse umane în aparatul de specialitate al primarului Comunei Buzdărie. Al treilea, tot după aprobare, secretarul Comunei, domnul Ceu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei, doamnei Toma Viorica, referent în aparatul de specialitate al primarului, instituției prefectului, județul Bacău și Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Am dat atâta. Comisia 2, numărul 3, în ședința de ieri, a aprobat în mod favorabil acest proiect de hotărâre. Nu au fost comentarii, deci în unitate s-a aprobat. Vă mulțumesc. Dacă vrea cineva să ia cuvântul, pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Da. Trecem la punctul 4. Raport privind situația gestionării bunurilor din domeniul public și privat al Comunei Bogdănești pentru anul 2016, prezintă domnul primar. Dă cuvântul domnului primar. Am anunțat în preambul la validarea ordinii de zi pentru deliberarea de astăzi, că legea administrației pe care o cunoaște 2215, actualizată la prezent, obligă ordonatorul de credite să prezinte în ședință publică pentru respectarea procesului de transparență și pentru acest moment de evaluare foarte important. Practic, acum putem lua cunoștință în expresie financiară, în expresie valorică de averea Comunei Bogdănești. Acum, sigur că este un document de strictă specialitate pe care l-am primit de la compartimentul contabilitate. Ați văzut această expresie financiară, expresie valorică, este întocmită pe așa numitele conturi, care sunt definitivate în urma operațiunii de inventariere anuală, care se face conform legii. Aș reaminti aici câteva concluzii pe care mi le-am însușit, normal, sub semnătură, care sunt concluzii ale Comisiei Centrale de Inventariere. Pe procedura legală sunt obligat printr-o dispoziție pe care o pot da în temeiul legii să organizez inventariere anuală. Inventariere pe mai multe domenii, pe mai multe comisii, care sunt coordonate de Comisie Centrală. Comisiile separate sau subcomisii, dacă vreți, el își finalizează activitatea printr-un proces verbal cu propriile concluzii, care sunt
analizate de către Comisia Centrală și care este în temei legal să elaboreze propriul proces verbal cu aceste concluzii. Ați văzut că se menționează la un moment dat în concluziile Comisiei Centrale de Inventariere că au fost cazuri de obiecte propuse la casare, în special la obiectele de inventar. La sfârșitul inventarierei din 2015, casarea s-a efectuat în 2016. Casarea înseamnă că au fost scoase de mult. Mulți dintre dumneavoastră aveți era cunoștință de acest procedeu care se regăsește în oricare gestiune. Aici, sigur, speța este că evaluarea și inventarierea se face pe bunuri publice, bunuri realizate din bani publici. Nu se menționează distrugere sau situație nepermisă de lege. Și pentru mine a fost interesant să urmăresc aceste conturi în expresie valorică. Avem un cont 103, fondul bunul care domnesc, e vorba de domeniul public, 104, bunurile care alcătuiesc domeniul privat. Știți care este domeniul privat al comunei? Deci care nu este pentru toată lumea, este numai al comunei noastre, al primăriei Bogdănești. Domnul Grigori, care este domeniul privat al comunei? Am niște poftim? Filmați, vă rog, pe domnul Grigori, să vedem cum arată la moment. E zavar la comunea. Pădurea comunală, domnul Grigori, pășunea comunală. Islazul comunal este domeniul privat. Ești de acord? Mulțumesc. De asemenea, sunt menționate la un moment dat și conturile la investiții sau la acele lucrări care nu au fost finalizate până la sfârșitul anului 2016. Am rămas restanță în expresie valorică. Aici sunt trecute și bunurile care au fost evaluate, reevaluate, absolut toate investițiile, toată infuzia de bani public din bugetul anului trecut a fost adăugată la valoarea bunurilor pentru care s-a intervenit. Deci un drum, dacă a fost modernizat la PNDL și așa mai departe, e clar că valoarea drumului respectiv a crescut cu valoarea investiției executate. Acum, cum să spun eu, chiar vă invit, dacă aveți cunoștință de bunuri pe care considerați că nu le-am gestionat așa cum spune legea, e momentul să interveniți. Eu personal, împreună cu cei din primărie, știm foarte bine cât este de dificil la un moment dat această operațiune de asigurare a gestiunii. Aici e vorba de comportamentul civic, specific românilor în general. Atât deocamdată. Deci este pur și simplu un raport. Da, nu mai duceți. Nu mai duceți. Nu mai trecem la punctul 5, raport cu privire la activitatea desfășurată de asistenții personali pentru persoane cu handicap pe semestrul 1-2017. Prezintă doamna Scutarul Lămâniță. Dăm cuvântul. De asistență socială, prezintă semestrial un raport Consiliului Local.
conform fișei postului, asistentul personal al persoanei cu handicap are următoarele obligații. Să acorde îngrijire, supraveghere și ajutor minorului sau adultului, asigură alimentația corespunzătoare persoanei cu handicap, servește masa respectând orele de masă, asigurând vesela și condițiile igienico-sanitare necesare. Alimentează direct sau sprijină bolnavii care au nevoie de ajutor, urmărind educarea și formarea deprinderilor de autonomie. Asigură igiena corporală a bolnavilor, alenjerie de corp, articole de îmbrăcăminte, alenjerie de pat, întreținerea curățeniei și a măsurilor igienico-sanitare. Asigură aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizând la timp semnele de boală sau acutizare și a măsurile ce se impun. Participă la formele de perfecționare a pregătirii profesionale organizate de GASPC Bacău. Subsemnata scutarul Lumința Elvira, consilier în aparatul de specialitate al primarului a Comunei Bobdenești, analizând activitatea asistenților personali care au în îngrijire persoane cu handicap grav, s-a constatat următoarele. Avem doi asistenți personali, Brănici Adina, asistent personal pentru fiul Brănici Andrei, cu domiciliu în Comuna Bobdenești, stat Bobdenești, în vârstă de 15 ani, se încadrează în gradul 1 de handicap, cu valabilitate un an de zile. Și Brănici Constantin, asistent personal pentru fiul Brănici Ștefan, cu domiciliu în Comuna Bobdenești, în vârstă de 14 ani, este încadrat în gradul 1 de handicap. Valabilitate tot un an de zile. Din vizitele efectuate la domiciliu rezultă că minorii beneficiază de îngrijire, supraveghere și ajutor permanent din partea familiei. Asistenții personali își duc la îndeplinire atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile conform fișei postului. Asta este raportul semestrial. Da, doamna consilier, scutarul Lămiță a făcut o analiză privind activitatea asistenților personali, de fapt doar doi asistenți personali, cei doi fiind soț și soție, Brănici Adina și Brănici Constantin, care sunt asistenți personali pentru proprii dumnealor copii. Este firesc să-și fi îndeplinit foarte bine obligațiile care reiesc din fișa postului. Și cred că și doamna consilieră a urmărit activitatea acestora și, într-adevăr, acești copii au beneficiat de cele mai bune îngrijiri și tratamente. Da, mulțumesc. Mai vrea cineva să ia cuvântul? Eu ar putea să mai eu consider că poate fi apreciată drept bună sau foarte bună activitatea pe care o desfășoară doamna Scutaru. Are experiență, are respect față de lege și în același timp vreau să reamintesc foarte bună colaborare cu domnul Petrișor și doamna Burlacu, împreună formează practic o echipă, chiar dacă ei vin pe altă finanțare, ca să avem sau să aveți, știu eu, conștiința împăcată sau curată, cum vreți să spuneți, referitor la salarizare, ei nu sunt plătiți din fondurile noastre. Știu ce lucrează pentru că respirăm același aer. Nu este ușor să lucrez în zona de asistență socială, din două motive. Poate subfinanțarea, în primul rând, și în al doilea rând, poate și chestiunea luată la ordinea zilei, de educație, de mental colectiv. Aici înțelegeți la ce vreau să mă refer. Cu atât mai mult îi cunosc activitate, cu cât m-am implicat. Pentru că realmente mă interesează și chiar mă pasionează. Probabil ține și de meseria de bază. Nu va fi greu nici de acum. Este foarte important ca să rămână, într-adevăr, abordarea
în echipă și fiind un moment de evaluare, eu le mulțumesc la toți trei să continue în aceeași determinare. Atât. Informare cu privire la stadiul lucrărilor de completare a datelor în Registrul Agricol de Sfântul 2017. Rezintă doamna Cursu Codică. Așa după cum se știe, registrele agricole se completează cu fiecare anual. Pentru anul 2017 s-au completat 57 de volume, conținând câte 50 de poziții fiecare. Pentru Bogdănești, 19 volumi cu 907 poziții de rol, pentru Filipești 6 volumi cu 267 poziții de rol, pentru Străinași 30 de volumi cu 1401 poziții de rol, pentru persoane juridice 2 volumi cu 32 poziții de rol. S-au completat atât pe suport de hârtie, cât și pe suport electronic. În această perioadă lucrăm la înregistrarea contractelor de arendă, atât în registrele pe suport de hârtie, cât și în suport electronic. Și mai avem de completat modificările care apar zilnic, pot să spun. Zilnic avem modificări de făcut la registre. În rest... Eu doresc o intervenție, ca și la intervenția precedentă, aș porni de la aceeași remarcă, seriozitatea doamnei Bursuc și faptul că lucrează bine. Aș aprecia cu atât mai mult felul pozitiv, lăudabil în care muncește, cu cât putem accepta, așa cum am mai procedat cu alte ocazii, importanța deosebită a acestei activități, a acestei activități, a documentelor de evidență din Primăria Bucnării. Practic, înseamnă o activitate, un domeniu primordial, pentru că sunt foarte multe determinări care pleacă de la documentele de evidență din primărie. Vă mai amintiți de baza impozitară. Inclusiv calcularea produsului intern brut pe țară pleacă de la informațiile de la Registrul Agricol. Are suficientă experiență și foarte multă seriozitate. Nu e ușor ca să ții lucrurile la zi, evidența la zi, cum se spune. Eu le mulțumesc la toți, în mod special doamne Bursuc, și doresc succes în continuare. Atât. Mulțumesc. Trecem la punctul 7. Solicitări adresate Consiliului Local Bogdănești. Da, încheiem foarte repede. De la punctul 7 nu sunt solicitări. Mulțumesc. Da,